Am revenit să vedem acum ce zile urmează pentru vărsători. Vărsători sau revărsători, pentru că ei au și lună, și soare, și Venus, și Uranus, adică guvernatorul zodiei lor, și Mercur pe casa a treia, pe casa comunicării, ceea ce înseamnă că ei devin așa un izvor de cuvinte și vor simți o nevoie extraordinară de a spune cine sunt ei, ce pot ei să facă, cum pot ei să revoluționeze lumea, mai ales că acest cuvânt, revoluție, le este atât de familiar și își doresc atât de mult în permanență noul și își doresc atât de mult să încerce lucruri pe care alții nu le-au mai încercat. De când este guvernatorul zodiei lor, adică Uranus, de când este în berbec, vărsătorii nu prea o astâmpăr și tot timpul vor ca în viața lor să existe măcar ceva nou. Fie că e vorba de relații, fie că e vorba de ocupații, de hobby-uri, totul în viața lor trebuie să fie proaspăt, trebuie să fie în mișcare și luna aceasta nouă nu le potolește această nevoie de mișcare permanentă, ba din contră, îi face să-și imagineze și mai multe proiecte și mai multe drumuri pe care să-și dorească să pășească. Fiind în casa a treia, ei pot să se gândească la proiecte legate de comunicare, la proiecte legate de IT sau tehnologie, la cursuri de scurtă durată, la tot felul de activități care să afirme în ceea ce sunt ei capabili să aducă pentru cei din jur. Vor avea o nevoie extraordinară de a petrece timp cu prietenii, de a petrece timp cu cunoscuții, de a socializa și de a sta cât mai puțin timp acasă, de a fi într-o permanentă efervescență. Este natura lor, în esență, pentru că Uranus nu îi va lăsa niciodată să se mulțumească cu puțin sau să se mulțumească cu experiența altora. Ei mereu vor avea nevoie să trăiască noi experiențe. În același timp, au și ei parte de frână, pentru că Plutonul este în continuare pe casa 12-a și va mai fi multă vreme pe casa 12-a, cum spuneam înainte. Acest lucru poate să îi facă să se îndoiască oarecum de relația lor cu divinitatea, să nu mai fie foarte siguri în ce raport se situează ei față de divinitate. Totul e să-și asculte sufletul și nu neapărat ambiția și să fie și ei în starea aceea de a primi idei, de a capta vocea intuiției. Ei au viziune, dar de multe ori n-au intuiție. Ei văd lucrurile pe termen foarte, foarte lung, văd lucrurile cum se vor întâmpla peste 5, 10, Sigur. 100 de ani, dar intuiția Cu pentru specificul lui prezent, Uranus, dar intuiția neptuniană, da. exact asta le poate Da. lipsi. Ei bine, de data aceasta, intuiția neptuniană e pe casa a doua, pe casa banilor, deci dacă le vine vreo idee legată În zona de financiară, da. starea lor financiară, de achiziții pe care le-ar putea face, să asculte acea intuiție pentru că este un moment propice și ei sunt capabili să ia deciziile cele mai Da. bune în acest sens. Au și un Marte pe casa a patra în Taur, ceea ce înseamnă că pot să-și activeze puțin și relațiile cu familia, pot chiar să capete stabilitate din întâlniri cu membrii familiei, să-și dea seama că oricât ar pluti ei, așa fiind ultima zodie de aer și oricât și-ar dori să fie prezenți peste tot, tot acasă este locul în care își pot încărca bateriile și în care pot să se regăsească pe sine. Da, și într-adevăr, în perioada aceasta au foarte multe întrebări pe care și le pun. Este multă, multă aglomerare. Două tipuri de întrebări sunt cele care vin în urma unor trăiri interioare foarte intense cu Pluton în ultima casă și cu Saturn în casa 11-a. Multe întrebări vin către și din partea anturajului cu Saturn în 11, pentru care au multe responsabilități, vor face multe lucruri pentru cei din jur, dar și din propria lume interioară cu Pluton acolo. Se întreabă, vor să se regăsească, să-și afle niște, să-și rezolve niște tulburări din trecut, să vadă până la urmă cine sunt. Și al doilea tip de întrebări este cel care vine din zona relațiilor apropiate cu acea aglomerare în casa prietenilor apropiați.
să vadă cine vine către ei și în ce proporție, ce dorește, dacă se pot face anumite lucruri constructive cu acele persoane, cum se raportează la exterior, dar și cum se liniște sufletește. În paralel vine Pluton din casa 12-a, pe cine ajută și pe cine susțin, dar și de cine se debarasează. Deci iată întrebări pe care vărsătorii și le pun și la care, cu acest aspect de lună nouă de pe 28 martie, cu siguranță vor găsi un răspuns pentru toate aceste întrebări, pentru că au șansa, ca o concluzie, să rezolve probleme importante în urma unor evenimente care vin către ei în forță.